A aflat că sunt aici. Cine i-a spus? Nu cumva tu? Unde ești că nu te găsesc? Ui, te-am găsit! Da, dar nu plânge! Mircea! Mircea! Vino ce vă ocupați! Gata, gata! Hai vină și leagă-nă fetița, cât eu fac curat! Hai, te rog! Bine! Chiar din prima zi am acumulat cele 20.000 de like-uri! Deci, continui cu partea a doi! De aceea, astăzi vă voi premia cu cadouri. Fiți atenți la detalii și urmăriți acest video până la final. Iar dacă și la acest video vom acumula cele 20.000 de like-uri, voi veni și cu partea 3. Oare ce mai are în geanta aceea? De ce ține ușa încuiată și cheia o ascunde? Încă nu este închisă ușa de la balcon. Aerisire! Îngheț! Nu am nicio șansă. Nu ajung până la ușă. Stai! Așa e mult mai bine. Mi-a ajutat sticul telescopic. Deja e mult mai cald. Mi-e foame. Vreau să mănânc ceva. Ce faci, Melissa? Tati mi-a scris că a trimis la poștă o surpriză. Cred că e de ziua îndrăgostiților. Ce-i drept că încă nu a ajuns? Cum să ajungă? Că și n-am cumpărat nimic. Trebuie să fie ceva foarte interesant. Privește, aici sunt banii pe care am agonisit eu. Și vreau să le cumpărăm și noi lor câte un cadou. Sper să ne ajungă. Super idee! Am adunat și eu ceva! Iată! Nu am înțeles! Unde e Mircea? Mircea! Cred că ne ajung! Poftim, Melissa! Hai, Melissa, tu numără-i! Vreau să privesc eu ceva pe YouTube! Da, nu o să fie frumos. Copiii cu cadou, iar eu cu mâna goală, ca și ghiță la portiță. Spune-mi, te rog, ce aș putea să le cumpăr? Eu nu am nicio idee. Melissa, privește că a apărut un nou episod pe Super Zinx. Și cel mai important că, uite, este dublat în limba română. Ce e acolo? Orașul Cabum. Este Super Zinx. Iată ce. Uite ce privesc ei. Dar știi, eu am o idee. Copiii vor fi încântați de cadou. Măi, Mircea, te-a rugat să stai cu Mihaela Andreea puțin. Nu mult, doar cât vom fi
eu curat în casă. Dar tu vine drept de aici. Mă duc. Dar de unde oare pot cumpăra Super Zinks? Uite, la Cora, la Carrefour, EMAG, Altex, Smike, Selgros. Oho, super! Dar tu, Melissa, de ce stai? Păi bine, ia și șterge oglinda. Uite care în mai pete de mâini. Hai, spor la treabă. Toți au plecat. Acum pot să mă duc să văd ce are Melissa în dulapul ei, în gențile sale. Vai, cât de sunt aici! Iată ce înseamnă dacă îți bagi nasul unde nu-ți fierbă oala. Stăteam sub pat acolo, pe piernă, pe plapămă. Acest e mult mai incomod, mai îngust și e foarte probabil ca Melissa să mă găsească. Iar cheia a rămas în partea cealaltă de ușă. Ce-ar e pe aici? Tate și mami vor fi încântați de cadou! Lasă că nici bucuria voastră nu va fi mică. Sună telefonul? Alo, Cătălin? Cătălin? Care Cătălin? Da, sunt acasă. Ce spui? L-ai văzut pe tati pe camera web când eram pe Zoom? Ce cu tine? El este în Bruxelles. Sub pat? Eu cred că tu glumești. Sub patul meu nu-i nimic. Doar pernă și plapumă. Crezi că Matei s-a jucat cu ele? Oh, la timp m-am băgat în dulap. Că de altfel mă depistă acum și se termina urmărirea noastră. Seama că într-adevăr colegii mă puteau observa pe camera web când dădea zoom-ul. Zoom-ul și ca zoom-ul. Vrei să vorbești cu Mircea? Hai că-i dau receptorul! Știu unde pot găsi mâncare. Știu că Mircea nu mănâncă toată mâncarea pe care o ia la școală. Cu siguranță a rămas în caserolă și ceva pentru tati. Ia să vedem! Haideți că mai avem un pic și finisem! Bravo! Vrei să vezi și tu ce e înghiozdanul lui Mircea? Ha, atunci apasă pe like și îți arăt și ție. Hai, aștept. Dar între timp mă scuciresc eu. Oh. Ce ține? O jucărie? Vioară? Ce mai e și asta? Un breloc? O maimuță? Ce e asta? Un test?
Tabac mulțiri? Așa. Ce mai e și asta? Alt test? Interesant. Aici un dezinfectant. Să trecem. Opa! O doză cu suc? Mircea, tu ce porți la școală? Stai. Caserola cu mâncare. Nintendo? Da, Mircea, mă șochezi. Așa, ce mai ai pe aici? O carte, un caiet, alt caiet, încă un caiet, încă un caiet, o carte, așa, și încă două cărți, un penar, cu creioane, vai, vai, tot atât de mult îți iei la școală? Vai, cât e aici! Ce să faci cu ele la școală? E grea. Cu siguranță este ceva pentru mine aici. Așa. Wow! Wow, câte sunt! Vai, priviți! Ardei gras? Lidichea. Castravete. Zmeură, afine, iar aici? Cașcaval, pâine și nuci. Mircea, tu mănânci ceva la școală? Cât îți spunem ție și tu totul aduci acasă. Măi, Mircea. Prima dată când mă bucur că Mircea nu a mâncat mâncarea lui. Deși faci foarte rău. Dar de unde are toată cu suc? De la colegi? Oare nu a uitat? Ia să-i trimit un mesaj. Deja e goală. S-o arunc în coșul lui Melissa. Să mă joc un pic. Mami, eu mă apuc să fac lecțiile. În ultimul timp, Mircea s-a apucat serios de carte. Așa e, Mircea, eu cât este vorba să mă ajutați. Iar mesaj de la Melissa. Tati, trimite-mi poze din Bruxelles. Poze de aici, în supat, nu-i mare priveliște. Stai că mi-am dat o idee. Ce treabă am eu cu ghiozdanul tău? Dar unde este Nintendo? Consola? Sticla cu suc? Nu-i... Tu-tu... Poate a căzut din rucsac? Nu te-ai spus că era deschis? Cineva a găsit-o, a băut-o și a aruncat-o aici, la gunoi. Melissa, dă-mi Nintendo! Doamna, șterge și tu aici. Mircea, urcă te rog pe pat să strângem cu aspiratorul. Important să nu strângă și sub pat. Să dau și pe sub pat. Mircea, adă te rog mopul. Văd că dai fără milă. Hai să ajunge. Dar cine o are sună în poartă? Oaspeții, nu așteptăm. Sună curierul. Îi scriu mesaj.
să lase la portă. O, este curierul! Cred că deja a adus surpriza pe care ne-a spus tati. O, hai să vedem! Boa! Să șterg! M-a lovit rău! Uai, ce multe sunt! Și ce grele! De la Super Zinx! Acum mă spal din cap până în picioare! Oho! Da, tati! Și eu? A ajuns ce trebuie. Oare cum este tipul în Bruxelles? Toate nici nu și-a luat hainele, nici valiza, nimic. Cum este timpul? Plouă! Uite că-i tot ud pe aici. Și eu sunt tot goalcă. Mami, mami. Hai să le deschidem. Mami, de Mircea. Stați puțin. Prima vă faceți temele, după aceea vă jucați cât vreți. Bine. Succes la lecții! Mulțumim! Gata! Am găsit pe internet poze pentru Melissa. I le trimit imediat. Eu sunt la Bruxelles! Toti mi-a trimis niște poze din Belgia! Privește aici! Parcă nu seamănă. Din câte eu mi-amintesc, știu că acolo era un băiat statuie care mereu face pipi. Da, și o fetiță statuie, chiar și un câine. Am dat-o în bară. Stai că acuși le salvăm. Da, stroniu. Hai să facem mai repede temele, să despachetăm cutiile. Iar acum hai să vedem împreună ce a ajuns pentru noi, dar și pentru tine. Avem 3 cutii mari cu cadouri pentru toți. Este Super Zinx seria 4 și cu multe modele de mașini noi. Vai. Faceți lecțiile? Da. Tu de aici, Ionuț. Ionuț, lasă că ne jucăm pe urmă. N-ai, Ionuț. Mă, lasă-mă. Tu de aici, Ionuț. Dacă nu-i dau jucărie, altfel de el nu scap. Și mă deconspiră. Tati. Ionuț, tati nu e acasă. Vine peste câteva zile. Ce-ai găsit aici, Ionuț? Jucării? La Melissa sub pat găsești orice, chiar și balauri. Da, o glumă de prost gust. Bine, succes la lecții! Mulțumim! Vin mai târziu la voi! Cine sare? Eu nu le primitor niciodată să sară pat. O să rupă patul! Ce mai avem noi aici? Încă cutie! Vai! Eu dăm aici! În seria 4 au apărut mașini super tari! Blaster Jet și Mega Jet, ca să facă arme super puternice! Hai să le vedem! Și uite că aruncă și discuri. Ia. Și plus la asta. Ia, privește. Hop. Și. Mai se plece.
Iar aceste trei cutii vor pleca chiar acum la tine. Privește! Ce ai de primit? Figurine foarte frumoase! Ascunzător! Mașini, plaster jet, mega jet și o revistă! Super interesantă? Matei, această mașină are clește. Frumos! Frumos! Iar aceasta, uite că se rotește. Face găuri întâlniți. Poftim! Aici, aici avem un lansator. Așa, hop! Și cu o mănușă de box. Poftim! Și asta. Ține! Vai! Cât de interesante sunt! Lansatoarele de gazet, de discuri, poftim. Hai să vedem ce este și în revistă. Este o figurină, un pachet cu o figurină. Vai, ce plăsăță interesantă pentru figurine ultra rare. Vezi, Matei, aici pun figurine. Vezi? Se închide așa, hop. Interesant. Dar unde, Matei? Poate a plecat jos la mami. Uite cum arată personajul ultra rar, Kid Kazum. Vedeți? Dar noi avem de ce asta. Te-l încoace, Matei, repede. L-am găsit. Chiar din start l-am găsit. Dar nu știam că este el. Vai, da. Uite. Avem Kid Kazum. Matei, cât am adunat noi. Câte mașini, câte jucării. Vai, Matei, aici sunt două figurine super rare. Dar și în partea asta-laltă, privește câte figurine am adunat. Iar aici cadourile pentru abonații și urmăritorii noștri. Este deja ora 21. Să mă bag la somn. Nu am înțeles. Ce se aude? Opa! Iată-l și pe Matei, dar și pe tati. Nu știam că Bruxelul e la mine supat. Ia să-i chem pe mami. Mami! Mircea! Ce e aici? Wow, aici! Vă spun că este la mine supat. Nu cred, Melissa. Ce ești? Ești? Ce? Nu cred! Și câte figurine a desfăcut el singur? Salut, Matei! Salut! Și tu tot timpul erai aici? Și nu ne spuneai nimic? Uite cum doarme! Nici nu se mișcă! Ba da... Știți ce? Ia lăsați-l să doarmă! Să continui să ne spioneze. Și lăsați-l să creadă că noi nu știm nimic. Să vedeți ce farse facem lui. Iar aceste cadouri vor pleca chiar acum la abonații noștri care vor răspunde la întrebările noastre. În ce oraș a spus tati că pleacă în deplasare? Cum se numește figurina ultra rară din seria 4 Super Zinx? Câte caiete am avut eu în ghiozdan? Hai să plecăm de aici. Ne vedem în episodul 3. Pa, pa!
Thank you.